Bună dragilor! Bine ați venit sau revenit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă nu v-ați abonat până acum, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonul de subscribe și clopoțelul pentru a fi la curent cu toate videoclipurile ce le postez eu. Iar celor ce sunteți abonați și ați revenit, vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea voastră și pentru toate, toate mesajele minunate și pline de emoție ce mi le trimiteți. În altă ordine de idei, un mic disclaimer pentru început. Nu știu ce se întâmplă, nu primesc notificări de fiecare dată când voi îmi lăsați comentarii aici pe YouTube. În plus de toate, mi-a făcut și mie botezul YouTube, în sensul că Mihaela mi-a lăsat un comentariu și acela a dispărut. Dar promit să trec pe la fiecare video și să verific eu personal ce și cum ca să vă răspund. Pentru că, nu știu, așa v-am obișnuit de la bun început și așa mi se pare cel mai frumos și cel mai. Omenește și, nu știu, de bun simț. Adică, dacă voi vă rupeți 10 minute, 20 de minute sau, de ce nu, câte o oră din timpul vostru pentru a mă urmări și, mai ales, pentru a-mi lăsa un comentariu, este de datoria mea, ca om, în primul rând, să vă răspund. Lăsând micile probleme, astăzi m-am hotărât să vin către voi cu o alternativă de buget pentru unul din parfumurile mele preferate și anume Elisab le Parfum. Um, acest parfum, nu știu, din punctul meu de vedere este un frumos, un elegant am multe amintiri plăcute cu el. Și am zis că de ce nu cum toate prețurile au luat o razna, hai să găsesc ceva cât se, cât se poate de apropiat de capodopera aceasta. Capodopera aceasta. Haideți întâi și întâi de toate, ca de obicei, să vă spun câteva cuvinte despre Le Parfum de la Elisab. Este un parfum floral ambrat Lansat în 2011 de Francis F.K., să nu mai strălcim numele, sau cum am eu o glumiță de interior, ca să zic așa, cu Isabela, domnul F. Bun. Note de vârf. Floarea africană de portocal. Note de mijloc. Iasomie. Note de bază: miere albă, paciuli, trandafir și cedru de Virginia. Bun. Să luăm și un bloateraj. Mm -hmm. Începusem să vă spun că este genul acela de parfum floral, curat, elegant cum sexy, um, all season din punctul meu de vedere, însă nu știu, ori datorită notei de floare de portocal e una resimt, percep acest parfum ca fiind mult mai portabil vara, da, eu port, am purtat Elisa Bleu parfum vara, primăvara și vara, da și nu știu, are acel ceva, are Strălucește, cum spun eu, mult mai bine primăvara și vara. Se deschide, nu știu, cu o explozie de floare de portocal. Deci floarea de portocal din deschidere este foarte uh, in your face, pur și simplu vine și vă izbește. Este o floare de portocal superb redată și lucrată. Urmează o iasomie uh, indolică, o iasomie opulentă. Însă combinația aceasta de floare de portocal și iasomie din acest parfum din Elisa Bleu Parfum este una fericită în opinia mea. De ce spun asta? Am întâlnit câteva parfumuri cu această combinație, floare de portocal-iasomie, ce dădea un iz săpunos, un iz de șampon, de loțiune de corp. Nu știu, poate voi sunteți în zona aceasta de parfumuri, eu una personal nu. nu. Deci eu cu parfumuri cu iz săpunos sau parfumuri cu iz de loțiune de corp nu mersi. Nu. Din nou, este genul de parfum care poate fi um, acel parfum semnătură. Adică, dacă dozați o idee mai uh, subtil, o idee mai puțin, îl puteți purta foarte bine, foarte ok și nu va deranja pe nimeni, chiar și la birou mă poate duce cu gândul la haine office, Totodată nu știu de ce, l-aș vedea și ca un parfum de mireasă, mă duce cu gândul și acolo, totodată mă duce cu gândul și la mare, nu știu, este, după cum v-am spus, în opinia mea, acel parfum all season, foarte, foarte versatil, la o cină romantică, nu știu, eu una îl percep ca și cum are puțin din toate. Puțin curat, puțin sexy, puțin elegant, puțin romantic, puțin feminin. Da, este un amalgam foarte, foarte bine și frumos pus la punct. În altă ordine de idei, cum, cum, cum percep eu acest parfum? În el resimt acel, acel paciuli dulce din uh, angel, dar totodată iasomia aceea ușor metalică, iasomia aceea indolică din alien. Uh, nu spun că este un dup, însă notele acestea două, acel paciul dulce și acea iasomie, nu știu, acolo mă duc jumătate mă duc cu gândul la Angel, jumătate mă duc cu gândul la Alien. Eu una fiind iubitoare și de Angel și de Alien. Îmi plac, le iubesc, le por cu mare drag pe ambele. Longevitatea sa este undeva la 6-7 ore pe pielea mea la cantitatea de parfum ce o administrez eu. Și acestea fiind spuse despre Elisa Bleu Parfum, am găsit cel mai cel dup pentru el, cu un preț sub 150 de lei, dacă nu mă înșel. Oricum, am un cod de reducere, vi-l voi lăsa aici, deoarece vorbim de site-ul celor de la Dubai Collection, iar parfumul se numește Ecstatic Le Parfum de la Pandora Scent. Um, Unboxing-ul de la acest parfum, la fel, vă las aici videoclipul, a fost filmat și l-am purtat ceva timp, da, sticla este foarte grea, foarte masivă și are partea asta foarte, foarte, sticla aceea plină, da, ca un, ca un pahar, dacă scoatem capacul, da, este un pahar. Um, sticlele oarecum ambele sunt cam în aceea zonă Doar că Elisab Le Parfum este mai grăsuț și mai piticuț Iar Ecstatic Le Parfum uh, are o constituție mai atletică Capacele, în schimb, sunt foarte, foarte asemănătoare da? Oarecum dacă te uiți la ambalaj și um, fonturi da, fontul cu care aici este scris Elisab și aici Ecstatic este cam același, plus culoarea, bun. Notele acestui parfum sunt identice cu cele de la, uh, cu cele de la Elisab Le Parfum și avem un pulverizator, un atomizor foarte, foarte ok. Cele de la Pandora Scent... Sunt foarte bune și ca și uh, esență în sine, ca și parfum, trecând de sticluță, trecând de capace și de toate cele, uh, acest uh, ecstatic Leu Parfum, în opinia mea, ca și uh, consumatoare de Elisa Bleu Parfum, se apropie în proporție de 90% de original. Doar că, ce înseamnă acea diferență de 10%? Din nou, în accepțiunea mea, în concordanță cu simțurile mele olfactive și cu simțul meu olfactiv și cu percepția mea. Acest ecstatic este ușor mai floral decât le parfum. Um, mierea din extatic nu este aceeași uh, miere proeminentă din uh, Le Parfum. Deschiderea este, este aceeași deschidere, Avem, având aceleași note, automat parfumul merge în aceeași direcție. Doar că floarea de portocal din Ecstatic, în deschidere, este puțin mai domolită. Urmând, ca după 2-3 minute de la pulverizare, să ajungă la 95% din intensitatea originalului, ca să mă exprim așa. Pe măsură ce se usucă, pe măsură ce se așează, acest parfum duce foarte, foarte mult în uscare, l-aș asemăna în proporție de 90%, 98%, îmi cer scuze, mă gândeam la deschidere. Deci, în uscare, extatic, duce în proporție de 98% către Elisa Bleu Parfum. Deschiderea lui extatic, în comparație cu cea a lui Le Parfa este asemănătoare în proporție de 90%. De ce extatic are o deschidere ușor mai domolită? Dar, există un dar. Nu vă bazați pe chestia asta, adică nu uh, pulverizați a. Este le parfum, dar este foarte slăbuț și să continuați cu pulverizările. Eu am făcut greșeala aceasta, bineînțeles m-am ales cu o durere de cap, pentru că, din nou vă spun, doar partea de deschidere este cu totul altceva, în sensul că este mult mai liniștită. Este, cum să zic eu, ca o mașină care ai băgat cheia în contact și mai pe românește nu o ea din prima, da? <coughs> Însă, în momentul în care se usucă, este fix ceea ce trebuie. În momentul în care voi cumpăra această sticlă, <coughs> mi eterna mea răgușală, în momentul în care voi termina această sticlă, cu siguranță voi reachiziționa această variantă. Uh, parfumul, eu îl am în sticlă de 90 de mililitri, acesta îl voi purta la ocazii speciale, ca să, ca să spun așa, pe când Ecstatic Le Parfum va fi parfumul meu de zi cu zi, atunci când îmi doresc să port această aromă. Performanțele pentru Ecstatic, dacă Le Parfum pe mine persistă undeva la 6-7 ore, Ecstatic persistă undeva la 5-6 ore. Deci este diferență doar de o oră între ele. Un parfum foarte reușit, foarte, foarte reușit, sinceră să fiu, a fost o, o surpriză plăcută, pentru că eu chiar căutam la momentul acela, o variantă mai accesibilă. Să nu uit. Nici nu știam de existența lui pe site-ul celor de la Dubai, însă, din nou îi mulțumesc ralucăi din Mangalia pentru pont. Ea a comandat mai multe parfumuri de pe site-ul celor de la Dubai și una din mostrele primite cadou a fost pentru acest extatic. Și când mi-a scris cât de entuziasmată era de toată comanda și mi-a spus vezi că extatic e ceea ce trebuie, eram, da? nu am stat pe gânduri, l-am comandat blind fără să, iau o, fără să achiziționez în prealabil o mostră, dar este din nou un blind buy fericit um, am spus mostre puteți și voi să achiziționați mostre de pe site-ul celor de la Dubai sau sticla de 100 de mililitri 135 de lei dacă nu mă înșel oricum în descriere veți veți avea link pentru um, ecstatic și din nou, cum v-am obișnuit, voi căuta cea mai accesibilă variantă pentru Le Parfum. Aceste parfumuri, cum este deja celebra fază de pe TikTok, sunt dupe. Da, chiar sunt dupe. Din nou, ca o concluzie, înainte de încheiere, nu vă lăsați păcălite de faptul că în deschidere, acesta este mai blând decât Le Parfum. Pe măsură ce se va usca, se va apropia foarte, foarte mult, din nou în accepțiunea mea, 98% de uh, Le Parfum. Cei din jurul vostru, dacă veți purta acest extatic și cunosc Le Parfum, vor uh, trăi cu impresia că voi purtați Le Parfum. În, din nou, în accepțiunea mea, acest anuscare rămâne o idee, ceva infim, da? ceva insesizabil, mai floral decât Le Parfum, iar mierea din el este din nou o idee, din nou ceva insesizabil, mai domolită decât Le Parfum. Cam atât pentru astăzi a venit rândul și unui clip uh, mai scurt. Dacă ați avut răbdare să mă urmăriți până la final, vă mulțumesc din suflet. Dacă iubiți Elisa Bleu Parfum, aștept părerea voastră în comentarii. Dacă aveți și voi extatic, aștept cu nerăbdare experiența voastră cu el în comentarii. Uh, pe mine mă găsiți și pe Instagram, o să vă las uh, linkul în descriere. Din nou, vă mulțumesc din suflet pentru toată căldura voastră sufletească și vă rog insistent să vă abonați. Partea cu abonatul, din nou o paranteză, abonarea este total gratuită și indiferent dacă voi rămâne în continuare cu numărul acesta de abonați sau dacă Dumnezeu știe voi ajunge la jdămii de, de abonați, Conținutul meu întotdeauna va fi gratuit. Abonarea este gratuită, conținutul este gratuit. Am zis să ne strângem aici, să discutăm despre pasiunea noastră și anume parfumurile. Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare, mare drag, vă doresc zile minunate și răcoroase cât de cât și neapărat, neapărat parfumate. Eu sunt Rojin, v-am pupat, până data viitoare!